Salut, camarazi, bună dimineața, bună să vă fie inima. Uite că am ajuns și în ziua de joi, cu voia lui Dumnezeu, am dormit foarte bine. Mă bucur că mai avem soare pe afară și nu e chiar așa de frig, poate mai păcălim și iarna asta și toamna asta, cu voia lui Dumnezeu. În rest, ce să zic, sunt bine. O să mă duc probabil sâmbătă la țară, la Comana, poate dăm și până la târgu de la Călugăren, dar se pare că o să plouă, dar ne luăm fâșurile de ploaie, știi, ne luăm pelerinele de ploaie, ne ducem să mâncăm și noi doi mici la târg, să mai cumpărăm poate un pic de brânză de bivoliță, că e foarte sănătoasă, deși e un pic cam scumpă, dar asta e ce vrei să faci, vorba lui tăticu, dai un ban, dar stai în față, așa? În rest, ce să vă zic, muncă multă, bani puțini, dar mai am rezerve, mai am orez, mai am cartofi, ce mai am pe acolo? Macaroane mai am, deci mai mănânc și eu în traiște, asta e, mai improvizez. Și mai am pieptul la o găinușă, dar o să o fac probabil sâmbătă. O să fac ca să mănânc și un pic de carne, că am mâncat și ieri un piculeț de la pieptul rățuștei, deci astăzi fac pauză, astăzi mănânc varză, orez, cred că mănânc, fac niște orez cu un pic de varză, mi-a rămas ieri de la rățușcă. Și diseară fac un piure de cartofi așa cu ulei de măsline, am ceapă pe aici, am usturoi, fac așa un piureu natural. Așa, în rest, vedeți și voi că lumea frumoasă și nebună în care trăim a luat-o la gârlă complet, a nebunit complet. O țin nebunii numai pe războaie, nu se mai satură de bani, că orice război înseamnă miliarde și triliarde câștigate de ei și o țin pe războaie într-o veselie, că nu interesează că moare lumea, nu dau doi bani pe copii, pe femei, pe bărbați. Ei sunt obsedați de bani, sunt îndrăciți, ca să zic așa, popular. Așa. Deci trebuie să ne trezim, să ne unim și să scăpăm țara din urgia asta, pentru că nebunii ăștia vor să ne bage peste tot, să ne împingă peste tot, să ne termine, știți? Deci nu putem să lăsăm ca o mână de nebun să distrugă populația noastră și țara noastră cu 19 milioane de locuitori. Așa, țara noastră, că e cea mai bogată din Europa, am ajuns ca, cum zicea poetul, munții noștri aur poartă, noi cerșind în poartă în poartă. Așa, cam așa am ajuns. Deci aveți grijă, treziți-vă. Trebuie să ieșim și din lenea și din puturoșenia în care trăim, că altfel nu ne ajută nimeni, nu ne salvează nimeni. Ne luăm de urechi și ne tragem în sus, așa știi, pe baricade, că vorba neamțului. Ajută-te singur și Dumnezeu te ajută, așa zice neamțul, știți? Așa, sper că și voi sunteți bine, și familiile voastre, și copiii voștri, și cei dragi, și amantele. Că și ele sunt tot oameni. Așa. Deci, vă doresc tot binele de lume, vă doresc o zi luminoasă, cum pare că este, știți, o însorită, luminoasă, plină de bucurii, cu succese, cu satisfacții, cu un pic de cașcaval, că nu strică la nimeni. Așa, sperând mai bine, vă las cu drag, ne auzim mai târziu pe clipuri sau diseară pe live-uri, pe Geto Dacia, pe Petre Negreanu și pe TikTok și pe Facebook. Vă pup cu drag și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!